socrului Sebastian Ghic a luat foc după ce i s-a pus poprire pe conturi. Atacuri în rafal la adresa Laurei Codruca Kövesi, e strictor la cer. Lovituri dure aplicate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, DNA, familiei lui Sebastian Ghic. Socrul fostului deputat fugar, Dumitru Cârstea, are conturile poprite de procurori. Dumitru Cârstea, socrul lui Sebastian Ghic, a luat foc după această decizie a DNA. Cârstea a lansat o serie de atacuri în rafal chiar la adresa sublinierei DNA, Laura Codruca Kövesi. Nu subliniere tiu nici cea subliniere fiind culpat, dar nici suspect. Această măsură DNA poate avea lecturi cu dosarul lui Sebastian Ghic. A subliniere putea fi suspect sau inculpat. Am spus doar un adevăr, atât. A fost acasă la Sebastian Ghic. Mă întreb ce instituție a făcut vreun control, ce a stabilit la acest control? E opus turcu acalb. Nu m-a sunat, nu m-a informat sublinierea, nu mi-a spus nimeni nimic, puncte strictor la cer. Ori e o concluzie a disperii sau o culme a răzbunării? Poate se tem de ceva ce mai deschid gura în continuare, a tunat Dumitru Cârstea.